Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cântăreața Georgiana Lobon s-a mărturisit că a notat și ea, cu familia, în locul din Hurghada, Egipt, unde o româncă a murit duminică. Sfâșiată de un rechin, cântăreața este șocată de tragedie și spune că nu va mai merge să nuate în Hurghada, Egipt. Georgiana Lobon s-a spus că a făcut snorkeling alături de tatăl și sora sa în Marea Roșie. Nu aș mai avea curaj, a subliniat ea, după ce a aflat că acolo se află rechinii. Numele româncei care a avut ghinionul să fie sfâșiată de rechin este Roxana Donișan. Femeia avea 40 de ani, era din Suceava și lucra ca funcționar la ANAF, se afla în Hurghada de câteva zile și aici își petrecea concediul. În urma ei a lăsat multă durere, părinții ei aflând de la știri cum și-a găsit sfârșitul. De altfel, Roxana nu era căsătorită și nu avea nici copii. Tatăl său nu-și poate explica necazul care s-a asuprit asupra lui și a soției, mai ales că românca era singurul lor copil. Stau să mă gândesc cum a putut să mi-o ia Dumnezeu dacă era credincioasă. Păcatele cui trebuie să le plătească copilul meu? Ea era o notătoare foarte bună, de la 4 ani a fost cam dat-o la not și a prins o dragoste de apă. Singurul copil. Și măcar dacă aveam un nepot, dar nu a fost să fie să-și găsească jumătatea, joi sau vineri am vorbit ultima dată. Foarte mulțumită de timpul petrecut până la acea oră. Era al treilea an acolo, era ca acasă, a mărturisit tatăl Roxanei. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.